Ionișfan vrea să organizeze mâine dimineața această ședință pentru a-i face pe oameni să înțeleagă ce prevede ordonanța de guvern referitoare la sporuri. Inspectoratul Școlar General spune că în această dimineață au venit mai mulți contabili care nu înțelegeau de ce le-a apărut numele în presă. Mâine ne vom întâlni cu conducerea primăriei, cu domnul primar Florin Cârciumaru, cu domnul Fârță și cei de la patrimoniu, de la care a plecat toată această isterie din ce văd eu. Dacă mă iau după numărul de comentarii de pe un anumit site, dar dacă citesc IP-urile... Citesc... Ați primit o sumă de bani? Da, păi, probabil că trebuie să demonstreze. Sau o să demonstreze, probabil că am impresia că e cineva care a rămas cu mult în urmă față de realitățile învățământului din Gorj din momentul de față. Pentru că, nu știu, cine a făcut... Nu, înainte de 2012, de 2010, mă înțelegeți? Deci au fost niște vremuri care n-a... Probabil că încet, încet o să trebuiască să le uităm și... Ionișfan este convins că după întâlnirea de mâine, contabilii vor pleca lămuriți și se va încheia povestea cu așa zisa revoltă. Inspectoratul Școlar General a precizat în cadrul emisiunii Agenda Locală că scandalul contabililor a fost mai mult unul artificial creat de cei care au fost la conducerea instituției înainte de 2012. Nu înțeleg cum am apărut eu în centrul acestei discuții. Da, eu am, din ce am vorbit cu oamenii, am văzut și o dimineață o listă cu oamenii care ar fi semnat acel memoriu. Oamenii au venit, câte trei, câte patru, au venit încoace la mine. Chiar dimineața mă aștepta unul dintre cei care apăreau pe lista aceia care ar fi semnat, mă așteptau la birou și mi-a zis, domnul inspector general, eu nu știu, nu m-a întrebat nimeni, nu știu cum a ajuns numele meu acolo, dar probabil că vom afla.